Îl vedeți, da? Nu este nici pe departe ce ar fi trebuit să fie, da? Ci un fake sinistru cu totul, vândut cu foarte mare nonșalanță de către cei de la Soche Shop, mai exact JRH Express SRL, cu sediul în București, Urziceni, numărul 16, Expo Doralii, mă rog, Afumați, București, prin zona aceea și-au sediul indivizii ăștia cu un site care, sincer, ar trebui închis, iar oamenii ăștia cumva trași la răspundere de către ANPC, pentru că ei pur și simplu vând cu nonșalanță pe platforma lor, mă rog, site, ce Doamne iartă-mă o fi mizeria aceea, vând parfumuri făcute în China, dragilor, ca fiind parfumuri arabești. Da. Deci pe site este trecut I am the queen, Ard al Zafaran, da, cel pe care îl știți, un parfum superb, da, ceea ce vând dumnealor este de fapt sinistrozitatea asta care miroase oribil, nu are nicio legătură cu parfumul original, nici măcar calitativ din punct de vedere al prezentării, deci nimic, nimic, nimic nu seamănă cu ceea ce ar fi trebuit să am în colet. Am zis, ok, băi, chiar așa să fie promoția asta, am vrut să-l fac cadou, parfumul acesta. Băi, nici ce să fac cadou? Nici toaleta nu poate fi spălată cu produsul ăsta. Deci, miroase oribil. L-am luat să-l fac cadou unei persoane dragi, pentru că știam că și-l dorește. Și am zis, ok, da, zic, l-am prins, mă, și la preț bun, zic, hai că îl iau, da? Pentru că pe site există produsul sub denumirea de la Ard al Zafaran. Nu! Ce mi-au trimis mie este această mizerie chinezească, da, care nu are nici cea mai mică legătură cu acel parfum. Repet, un plastic mizer deasupra, sticla, ok, vrea să semene, dar... capacul, mă scuzați, este din plastic, plastic din ăla ordinar, nici măcar un plastic mai calitativ, deci nu, 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 sub nicio formă, nu, deci eu greșeli de genul ăsta nu mai fac. Capacul la sticla originală este din metal. Din câte mi-aduc bine aminte. Nu. Gunoiul ăsta, mizeria asta, este din plastic. Cel mai oribil plastic care poate să existe. Curge, atomizorul pișă pur și simplu. Deci, uitați-vă în ce hal arată atomizorul. Deci, uitați-vă în ce hal arată atomizorul. Deci nici măcar gaura aceea pe unde iese conținutul nu e finisată, are urme de plastic, deci e nedebavurat. Eu nu știu cum să ai curaj, măi, să vinzi așa ceva. Cum să ai curaj să vinzi așa ceva și să-l mai și prezinți ca fiind cel original. Pentru că ei pe site, asta dacă nu cumva au apucat să schimbe poza, așa ca să nu avem dovezi, cum să ai, mă, curaj și nesimțire și
nici nu știu cum să mai zic, să vinzi asemenea mizerie ca parfum arabesc, parfum făcut în Emirate, în perfectă conformitate, un parfum super pe care îl cunosc, da. Deci cât tupeu de, nu știu cum să-i zic, până la urmă țepar, șmenar, țigan. Țigan de periferie să vinzi așa ceva. Păi mă scuzați, în condițiile astea îi prefer pe băieții cu parfumurile la valiză. Că măcar acolo poate mai sunt șanse să mai prinzi și câte ceva mai bun. Prin absurd, dacă m-ar pune cineva să aleg, eu aș alege pe băieții ăia cu parfumurile la valiză. Decât mizeria asta, care nu are nici cea mai mică legătură cu ceea ce am comandat eu. Deci eu dacă îi fac cuiva cadou parfumul ăsta, mă fac de căcat, pe românește. Asta e. Am pățit-o și eu. Credeam că doar alții o pățesc, dar băi, am pățit-o și eu.